Și este așa, înălțime 6 metri. Da. Pe acolo. 6 da, metri, metri. Metri, da. Și diametrul cercului, diametrul, eu nu am zis că e numai raza. Numai raza. Numai raza e 3 metri. Dar la metri, aici chiar pe da. Da, deci raza e 3 metri, domnul profesor. Raza egal cu 3 metri. Și trebuie să aflăm, e prim, e prim, e egal cu 4, altă dată, e, e prim, e, e prim, imediat, e prim egal cu 4, și trebuie să calculăm, dar trebuie aflat, imediat, nu, e prim egal cu 4, și trebuie să calculăm P, E. Dar e prim? Imediat, îl dau pe E, e prim e sus și îl dau și pe E imediat, și P, E trebuie să-l calculăm, P, E. P, E. Nu, P e prim. Da, așa e bun. P, E ai zis. P e prim, îi dau la asta. P e dau cu ce? Și tu ai zis tot la fel. P e. Deci, și e prima, a domnul profesor, pare să fie la jumătatea dintre E și B. E prim și B. Pare să fie, dar... E aici, da? Hai de bun. Dă telefonul. Aici ai zis E, domnul profesor. Uite, aici ai zis E. Și e prim aici. Bun. Și uitați cum arată, vedeți la P la E prim, ține o scară, știți? O scară circulară, practic, cu răsus. Vedeți? Și la P la E prim, și după aceea iar o scară circulară până la E. Da. Deci nu e cu o scară. Da, e prins un telefon. Da, o zice așa, pe bancul, nu-și mai faci un arc. Și vine pe spate, din spate, vine așa, și zice așa. P e prim, acum. Deci urc pe scara asta, circulară. Din, practic, el aici pe asta modă și pe ăsta modă, ca și notații. Știți, pe deștea, precum, dă mai P, E și E prim. E prim, e la mișoc. Și noi te-au calculat pe P, E, nu pe P, E prim. P, P, bun, aș da și prin urmă. P, E, cine este egal? Haideți să ne facem niște lucruri. Deci nu e la mijloc. M-ar interesa dacă pe asta o știm. Punctul ăsta de tangență. E, e prim, o știm, vedeți? E. E prim, o știm. E prim. O știm 4. E, e prim. E 4. Este 4. Da, și toată H-ul e 6. Mai știm 3. Mai știm și raza 3. Da. Deci E e prim, este de 4. Și ce e prim B e de 2. H-ul tot este de 6. Și E prim B ar fi de 2 atunci. Da. Așa. Și atunci înseamnă că s-a împărțit toată asta din 2 în 2. Ai când rebucăți. 2 aici, 2 aici. Asta e tot de 2. De ce? Păi ți-au dus. Nu, circular mergând așa și urcă. Așa cum este asta de 2 de rumă, da. Este asta de 4. De ce? Pe care e de 6? Nu mai, e de 4, de 4, atenție, ce vă zic, deci E e prim, este de 4. Da. Deci 4. Primul, 4. Primul punct de tangență, de atinge cilindru, este aici la 2 metri, asta suntem comiși, nu? Da. Ca să atingă și partea aialaltă, da, ca să atingă și partea aialaltă, așa cum a plecat arcul ăsta de cerc, să atingă, trebuie să se întâmple să fie la încă jumătate din asta. Adică da. Și cu 2 încă. Da? Da. Încă jumătate din cât. Da. Nu, nu vine așa. Da. Nu, așa vine, dar nu înțeleg de ce. Păi, uite, cercul ăsta, uite așa, hai să facem așa. Deci, pleacă de aici și jumătate din cerc face, da? Jumătate. Adică dacă axial așa gândi, a plecat de aici și se duce pe partea asta până 2 metri. Atinge.
le atingi in parte, se fu jumatate din cerna, l-a acoperit toată suprafața cilindrică. Din disc. E un fel de disc. Da. Deci pleacă așa și ajunge până aici. El își continuă acum forma. Și simetric. Da? Și continuă forma de urcare. Și cum aici a avut 2 metri, va avea 2 metri pe partea asta. Urcă 12 metri. Păi face aceeași pauze cu altfel. Da, aceeași nu pauze, aceeași distanță. E buraș care urcă, face aceeași pauze, adică aici o pauză... Nu, a ajuns până la un dat, atâta e un de tangență, 2 metri e una. Se duce la punctul celălalt tangență, după partea cealaltă a cilindrului, încă 2 metri. Simetric pe partea aici, mai bine. Și a fost de aici, din pentru. El e compus, practic, din două arce de acestea pe o parte, și un alt care îl încheie pe partea cealaltă. Exact. Sunt două astea paralele, uite, unul, două, pe o față, pe parte care se vede aici. Deci a plecat așa, s-a dus aici. Continuă pe partea asta de nu s-a văzut. Și mai bine mă dat până aici și ajunge aici. S-a terminat. Deci are așa și încă una de vestul aici, dar are și cea de-a treia pe partea asta, pe interior. Partea nevăzută când am întors acum. În concluzie, putem spune așa, că astea două, așa le vezi tu, Viruna, le vedem împreună în partea aceea. Păi și eu vreau să. Da. Și cea de-a treia care le leagă, este pe partea opusă. Da. Și cred că îți creează imaginea cât de cât a felul în care se împășoară. Deci s-a dus verdele din spate. Da. Și bine, asta o dată și urcă... Ca un studiu. Deci s-a împășurat asta. Și ce îmi cere mie să aflu? P-E. Da. Cu știți? Pe B. B. O știți? E 6. Pe B. O știți? Pe B. O știți? Pe B. O știți? Pe B. Deci nu-i mai trebuie. Dar de ce m-a obosit pe mine cu chestia asta? Nu știu, dar e un P. E B. Imediat. Pitagora, că e trecând în B. Nu știu, n-am avut nicio răspuns aici. Domnul că... Poate am ceva. Domnul că e doar. Că era trebuie să-și arbă, dar tu ai pit. Am avut impresia că altceva vrea să zice. Nu mărește, nu. Nu e ceva simpluț. Ceva simpluț, la început de o problemă. Și pui e prim, tot o aflați că e de uitați. E prim, dacă nu mai e de doi. Că la mie e prim, da? O să fie dat din domnul profesor. A să fie mulțumit de... Ați ceva mai complex. Da. Așa că și noi, când ai simpluț. Eu aș fi dorit să fie o problemă interesantă, să aflăm asta. Arcele, Nu, eu cred că voce rău cu ea, dar pe distanța ca așa și mai duș prea... Pe ce? Vrea simplu că ești voce rău. Da. Deci eu aș fi rău. Aaa, poate chiar așa, poate chiar distanța e așa. Păi, dar ce rău să mă arăt desenul ăsta? Ce rău să mă arăt desenul? Profesor, că ești așa, doar asta? Nu, eu zic și... Sigur e asta. Hai să facem pe asta. Când ce lungime are scara? Așa este. Eu așa cred. Ce lungime are scara pe care urcă... Da, dar vreau să toată discuția asta.
Lungimea scării, eu așa credeam. Lungimea scării, domnul. Neapărat, așa. Noi că ai găsit soluția prea... Dar ce cântui direct, așa au luat ăștia, urcă circular. Puișorii, câte urmă mulțumim. Deci lungimea scării. Asta zic și eu, Cristina. Oh, ce complicat. Hai să nu-i complicat. Hai să ești complicat. Pui primul oflăm repede. Bine, zic mă, când te-o Nu, până aici, asta nu trebuie. Interesant. Ia să văd ce reușesc eu aici să surprind. Dacă aș face secțiunea așa cum plan... E prim și aș tăia așa. Practic aș obține, nu-i încerc ceea ce obțin aici. Este o formă de elipsă. Da. Elipsă, ia să vă gătești. Ție, ia. Da, mai e. Dar haideți să încercăm să facem efortul pentru a înțelege problema asta. Când proiectam, atenție, când făceam proiecția unei drepte pe un plan, am să vă iau așa. Deci, Miruna, când am dat un plan și o dreaptă care înțeapă planul într-un loc, și eu vreau proiecția acestea pe plan, însemna ce? Că fiecare punct... Perpendiculară. Duceam perpendiculară pe plan, da? Și ce obținem? Obținem, practic, un... Dacă mă opresc la O-I-M, perpendicularea lui OM pe plan este OM prim. Deci pe planul lui OM pe plan este OM prim. Dacă însă aș fi avut un... Deci când am proiectat dreapta, am obținut segmentul ăsta. Dacă am ceva așa sub formă de arc, proiecția sa umbra, iată cum bate umbra, e tot un cerc. Mm-hmm. Da? Da. Umbra e tot un cerc. Noi ne putem închipui că baza, umbra care o vedeți acum, este cercul de bază, sau jumătatea cercului, cum avem noi problemă. Da. Iar umbra este... Nu? Umbra este arcul ăsta de aici. Mm-hmm. Da? Și atunci, lungimea acestuia este în legătură cu lungimea cercului de jos. Dar depinde acum la ce unghi îl fac. Dacă o fac pe unghi mai mare sau mai mic. Da. Și în funcție de asta, eu umbra o știu. În funcție de asta, am și lungimea cercului acela, jumătății de cerc. Am o jumătate aici, se completa jumătate de partea cealaltă. Și cum se întâmplă la prima jumătate, se întâmplă la fiecare jumătate. La fiecare formă de asta. Cum
se întâmplă la pui e prim, la prima... Cum se întâmplă la pui e prim? Da. Da, așa se întâmplă și pe la... Și la celălalt două. Dacă eu am avut pe pui e prim, înseamnă că mulțumesc de trei ori și am aflat toată povestea. Și am aflat toată seara. Da, toată seara. Circular. Da. Acum, umbra lui pui e prim este p, b. Deci umbra lui pui e prim este p, b. Adică este jumătate din cerul de jos. Da? Da. Deci umbra. Da. Planul, unghiul pe care îl face planul ăsta al lui pâie prim, mapul pentru pâie prim, cu planul bazei, este vorba de unghiul așa. Deci când am secționat așa, cu planul, nu mă gândesc și pe partea asta care văd, că numai pentru prima parte, că eu am uitat cu planul. Când am secționat cu un plan, adică trebuie să vă gândiți așa. Aici la 2 metri am secționat așa cu un plan și am ieșit în partea asta. Deci în clipa asta am planul ăsta de secțiune care a creat o pană, dacă vreți așa. Sigur că da, sigur mă duc o plic de aici, dar e în colțul ăsta. Exact. Ei, și unghiul pe care îl faci, unghiul ăsta de secțiune al planului, cu planul masei, este acest unghi de aici. Și asta e de 2. Și toată doua e de 6. Și asta poate e de 6. Cu 2. Și la aflăm. Și am făcut cosinus unghiului de aici. Corect. Cu cât de 2 poți să fie? Cu cine este egal cosinus unghiului la asta? Asta mă trebuie. Adică poți să fie cât de doamnă doar. Cosinus de unghiul B. B e prim. Da, da. 90 grade de unghiul de profesor. Este aici. Și nu vreți să facem cateta opusă pe cateta lăturată? Păi cateta opusă pe cateta... pe ipotenuză. Cosinusul. Cosinusul. Dar nu cosinusul. Nu facem pe tangent. Tangenta. Eu am nevoie de cosinus. Bine. Cateta opusă. Dar nu știu pe pui e prim. Pui e prim. Da. O aflăm de aici. Pe tangenta. Cos de unghiul. Nu mai bine. B, B, B e prim. B, B e prim. O să mai spui domnul profesor, ca să fi unghiul ăla, mama. Care face. Eu nu înțelege nici ce faceți asta. Secțiunea cu ăla, pâie prim, cu planul de jos, cu... Miruna, mai insist o dată. Dacă eu rezolv problema lui pâie prim, fiindcă se repetă pe partea cealaltă, scara are aceeași formă... O mulțim cu 3. O mulțim cu 3. Deci tot efortul meu este pentru a găsi pe pâie prim. Dar nu dreapta, arcul. Arcul? Ai înțeles? Arcul așa. Și cum afim arcul? Asta, ei, arcul ăsta, el își găsește proiecția pe jumătatea cercului, pe P. Deci arcul acesta, păi e prim. Arcul ăsta, da. Scara așa pe care pornești, nu știu. Deci pe jumătate, cum urcă ea, proiecția ei, imaginea, este P, jumătate de cerc. Este chiar jumătatea de cerc. Deci pe B egal cu arcul ăla? Deci lungimea lui P, B. Sau lui P e prim, nu. A proiecției, lungimea umbrei, lungimea lui P, B, egal cu lungimea lui P e prim. P e prim, dar e prim. Carac, da, pâie prim, ori cosinus unghiului pe care îl face planul așa, ori cosinus unghiul alfa. Și uite asta cu ce n-am dat. O cosinus unghiului de da? Deci, lungimea lui P, P, care știm. Deci, să văd dacă asta sau cealaltă un pic. Lungimea proiecției e mai mare, egal cu tot în invers ăsta. Deci lungimea lui P e prim, egal cu lungimea lui P, ori cosinusul unghiului alfa.
unghiul pe care îl face respectiv. Hai să facem aici, ca să nu greșesc, că dacă greșesc de aici, stric tot, fără problemă. Când aplic cosinusul cu unghiul intrinul ăsta, cosinusul unghiul egal ca teta alăturată, da? Deci, cos de alfa, egal cu O E' prim. Da, O E' prim. Supra, ipotenuză, nu? Supra, O E. De unde scot? Nu am vin. Da. De aici. De unde scot că OIM OIM prim. OIM prim egal cu OIM în cosinus alfa. OIM prim egal cu OIM ori cosinus unghiului alfa. Adică OIM prim este proiecția care apare ca imagine. OIM prim e proiecția. OIM prim e proiecția. Dar ce pe tema noi. La fricii pe B. La noi. Da. Deci pe B a zis bine. Pe B e egal cu lungimea... Lui B e prim, ori poți să fie bine. Deci prima dată a zis bine. Prima dată. Și am fost. De aceea m-am întors să fiu corect și exact. Deci lungimea lui BB a jumătății de cerc. Da, care o știm. Și asta cu cine era? Lungimea lui BB e egal cu... Pi două rază, 6. 2 pi el, nu? 2 pi de lungimea unui cerc jos. Și acum lungimea de pe dumneavoastră ziceți acum lungimea discului. Lungimea discului, aici, lungimea cercului de jos. Nu pe pe ca și... Nu pe pe ca am. Ca și... Nu, 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 că eu proiectez umbra... A discului, pe disc, da. Deci, jumătatea din cerc. Da, 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 da. Ca să fie jumătatea acela, am spus. Da, da. Da, deci... Cercul ia de lungimea... 2 pi el. Pe 2 pi el. Pi el. Egal cu pi ori pi el. Și egal cu pi ori raza care o știu pe de ori 3. 3 pi. 3 pi, da. Este al lui B. Și acum mă duc în relația asta și spun. 3 pi egal cu B. 3 pi este egal cu lungimea lui B. E prim pe care nu știu. Arc. Da, ori. Ori cosinusul unghiului alfa. Și cos de unghiul alfa la formă. Cos de alfa egal cu cateta alăturată. Pâbură. Supra cu E prim. Supra cu E prim. E prim. Pâbură, o știu că este 6. Iar E prim o să afla. Pâbură, E prim. Este egal cu 6, radical din. Radical din. 36 plus 4, 40. 36 plus 4, egal cu radical din 40. Radical adică, din 10. 2 radical din 10. Da. Este P, E, prim. Ce tu la cosinus acolo? P, 6, P, radical E, prim. Egal 6 supra 2 radical din 10. Da. Supra 2 radical din 10. Și face 3 radical din 10 pe 10. 3 radical supra 3 radical din 10. 10. Supra 10. Am aflat. Asta este cos de alfa. Și mă duc și înlocuiesc. 3. Și o să spun. E egal mai departe cu lungimea. Hai să spui echivalent. Echivalent. 3 pi. 3 pi. Egal cu lungimea arcului P e prim. Ori cosinusul 3 radical din 10 pe 10. 3 radical din 10 pe 10. Ori 3 radical din 10 supra 10. De unde scot pe lungimea lui P e prim. Da, da, da. 3 cu 3 se simplifică. Da. Și atunci lungimea lui P e prim. Arcul acela pe care, pe care pomeni și de care am mare nevoie. Care trebuie nouă este? Este pi. Pi. Supra. Ori 10. 10 pi. 10 pi. Pe radical din 10. Adică... 10 pi. Să scriem supra da. Radical din 10. Care înseamnă rația pe 0. 10 pi. 10 pi radical din 10. Pe 10, da? Simplifică. Și face 10 pi. Egal cu radical pi radical din 10. Pi
fabricat din 10, este lungimea unei singure spirale. Și noi avem 3 acolo. Și noi avem 3 spirale. Și atunci, deci, lungimea la scară, așa să zicem, lungimea scării. Lungimea scării. Adică pui e ora. Adică pui e ca așa, văzut așa, sub formă de spirală. Arc, da. Ca o arce, 3 arce. 3 arce. Da, egal și amul. De 3 ori, pi radical din 10. Asta e. Asta este. De pi radical din 10. Și acum le explicăm și lor, domnul profesor. Ori eu, dacă am fost da, voi să da, le da, puneți 3 înainte de pe ele. Nu, a, pe e, vezi că ați spus pe pe e, pe e, ca așa. Da, ca și. Nicol, da. Vreau să insist și sper să mă vă pot convinge că în problema asta n-a fost important așa de acolo până acolo ca să meargă, să zboare buiul pe el, dintr-un forță în celălalt. Ci vorba de aflarea lungimii scării. Exact. Scala se compune dintr-o primă spirală până aici, se continuă pe partea cealaltă, datorită simetriei perfect să împarteți cei 6 metri în 2, 2, 2, 2 pentru fiecare jumătate. Că de aceea au spus că aici au rămas partea în sud de 4 metri. Deci asta de prima e de 2 metri. Deci s-a plecat din colțul ăsta. Ajunge acolo 2. Și ajunge aici la 2. Se continuă forma asta, altă parte, asta se închide practic. Ia la 2. O primă spirală și mai urmează o jumătate. Până așa. Și noi am descompus, practic, spirala, o fac așa aici. Da? Și acum ce fac? Continui pe partea asta. Văzut-o. Da? Până ajung aici, la încheiere, da? Pe partea asta. Da? S-o continuat. S-o continuat. Și urcă până... Și urcă aici acum. Până spre din urmă. Uite aici. Am urcat așa. Ați înțeles? Deci e compusă de una... Partea de văzut două. Da, două ori din spate. Și a treia... Și a treia asta care urcă aici. Trei spirale, trei bucăți. Și acum... Povestea mea a fost să aflu lungimea unei singure spirale. Că n-am avut altceva mai bun de făcut decât să împart, să mulțesc cu 3 și toată povestea era rezolvată. Dar spirala asta are ca proiecții, toate punctele de pe spirală, se proiectează după jumătate de cerc. Corect. Dacă duceți, cum ziceți, perpendiculare. Deci fiecare punct de pe spirală își găsește prin proiecție... Vedeți jumătate din cercul, da? Da, imaginea acestea e legătura între lungimea spiralei și a jumătății de cerc, cum pentru fiecare punct s-a găsit un corespondent de cerc, înseamnă așa, lungimea, să nu greșesc, lui BB, a cercului de jos, a jumătății de cerc, de fapt. Lungimea jumătății de cerc este egală cu lungimea cele care se proiectează. A spiralei. Jumătățile de spirală, da. Ori poți să o sugeri între ele. Deci, cosinusul unghiului dintre planul pe de secțiune, planul ăsta așa, și, și baza de aici. Ori ca să fac cosinusul unghiului, secțiunea axială, am dus practic de aici, din A, aici este E prim. E prim este aici, da? Da, da. E prim. Pui E prim, vin interiorul, vă gândiți. A, B, da. Asta. Și acum asta aici. Este un triunghi dreptunghi. Exact. Cui e prim B. Uitați-vă. Cui e prim B.
B, este P e prim B. Dar P e prim B triunghiul acela. Și fac cosinusul acela. Este egal ca teta alăturată supra ipotenuză. Și am aflat cosinusul. Și în felul ăsta reușesc practic după formula de aici reușesc să aflu lungimea unei singure spirale. Și dacă am aflat o singură spirale, nu înțeles cu trei, că sunt trei spirale de acestea. Deci în loc de P e prim și P, B, am luat arcurile de cerc și așa. Sigur că da. În loc P e prim, cum se întâmplă cu P e prim? Se întâmplă și cu arcul. Și cu arcul. Și dacă vrei, miruna cu fiecare punct din discul ăsta de secțiune, jumătatea de disc, dacă ar fi să spun, tot discul acesta care se proiectează, se găsește cu umbra aici pe bază, nu? Da. Deci tot jumătate de disc. Și jumătate pe jumătate. Exact. Și arcul, și arcul, adică spirala pe jumătate de cerc de aici. Da. Și cu asta, legătura asta care o am, îmi permite mie să vorbesc despre ceea ce înseamnă că lungimea lui BB al ăstuia, al OM prim, aici cum ar fi fost vorba, nu e egal cu lui P e prim, ori voi sunt unghiurile respective. Deci lungimea proiecției. Da. Este lungimea arcului. Da. Spirale acelea. Așa, acele care se proiectează. Că ea se micșorează, cu sunt suimenii ca unul. Logic, vreau să vă explic. Ea este mai mare. Asta e mai mare decât asta de jumătate de aici. Se micșorează cosinusul... Cosinusul micșorează. Dar când o scot pe ea, ea este mai mare decât pe bâr. Da. Da? Da. Deci, bâr e mai mică decât pâie prim. Că pe pâie prim a trebuit să mulțesc cu cosinusul care e mai mică ca unul și am micșorat-o. Deci proiecția e mai mică decât cea care se proiectează. Umbra e mai mică decât figura în sine care e, nu? Asta am insistat. Și atunci, pe povestea asta care este... Uitați, omul e mai mare decât o e în prim, sau o e în prim e mai mică decât omul. Ai ipotenuză și atâta la fel. Exact. Așa și cu... Așa s-a întâmplat și în spațiu. Da? Cu toate punctele de pe spirală, de spirala în sine a fost proiectată pe jumătatea cercului, pe AB, și atunci mie mi-a trebuit cosinusul unghiului și să spun că lungimea lui P a jumătății de cerc, egal cu lungimea lui P e prim, acele care se proiectează, adică a scării pe care o știu, mulțim cosinusul unghiului trebuie. De-aia am cosinus. Eu am văzut preza foarte de grad. Nu, da. Nu, valoarea da. Numerică. Aha, da. Numărul în sine m-a interesat că ăsta nu micșorează pe pâie prim să ajung la PB. Și invers, acum, eu de aici pe pâie prim, care e egal cu PB, supra cosinus. Cosinus fiind supra-unitar, unul pe cosinus este supra-unitar. Și mi-a să pâie prim, cu cea pâie prim, valoarea care trebuie. Dar nu-mi problema. Aveți problema că ești 2 la fel, mai că aveți 2 acum. Da, dar nu pot să o fac ei singur, dar nu o să fac. Deci, ideea a fost aici cu proiecția. Exact. Da? Ideea e, deci asta e cu proiecția, cum să zicem că reușim noi să-i facem o secțiune de strânsele abilii. Că e jumătate de cer. Dar asta e ca o, și ca o formulă sau e logică? Asta? Păi e formulă. Ori de interesant. Este o formulă clasică, clară. Numai că eu am un pic oposit și n-aveam așa certitudinea în așa asta. Nu, eu nu vă zic de certitudine. Deci asta e ca o formulă. Deci lungimea unui, lungimea proiecției... Ipotenuza mai mare decât cateta. Așa, și atunci proiecția... Și totul se transferă, deci totul se transferă din ceea ce vezi acum dintr-un triunghi, se transferă și la suprafață. Da. Și atunci proiecția, zis noi acolo, da. Lungimea lui PB, adică proiecția, este lungimea
arcului ăla, da, ori cosinus, ori cosinus, ca să facem un sol micșorat. Exact, exact. Este mai mare. Universal paralel. Deci, totdeauna, universal paralel. Proiecția unui arc, proiecția... Deci, oricărei figuri, proiecția mâinii mele, da, pe caietul ăsta, da, proiecția mâinii mele... E mai mică. E mai mică decât mâna. Mâna eu țin oblic un pic. Da. Proiecția ortogonală, uh-huh, deci ducând perpendiculară, da, va fi mai mică. Întotdeauna. Și totdeauna va fi mai mică. Numai când va fi egal, când va fi paralelă. Da. Deci proiecția va fi mai mică. Și atunci ea se calculează că doar acolo, de exemplu, în profetul, că proiecția O e în primul, calcula cu Pitagora, nu cu cosinus. Eu aici am vreau să ajung. Care? Aici, O e în primul. Da, da. Eu ți-am dedus la un punct acolo. Mă interesa cosinus unghiului. Cosinus unghiului. Că tu pe oie, nici pe oie în prim, nu știai nici pe oie. A, aici eu nu știam. Deci, da. Nu știam decât de ieme în prim și de-a fapt pe cosinus. Noi nu știam decât pe oie în prim ca figură, pe jumătate din cer. Nu în cazul nostru. E aici, aici, în planul ăsta. Deci, proiecția lui OIM, da, e OIM prim, a zis. OIM. Proiecția lui OIM, da, e OIM prim. Exact. Și aici o calculat cu Pitagora. De ce trebuia cosinusul? Asta era întrebarea. Întrebarea e clară, simplă. Pentru că figura mâinii mele, da, este modificată, este micșorată de contribuția cosinusului unghiului pe care îl face planul mâinii mele cu planul bazei. Am înțeles. Da? Da. Și atunci eu am nevoie, știu mâna mică sau umbra o știu. Știu umbra. Că e mai mică. Și știu și valoarea ei. Știu și valoarea, știu și lungimea arcului acesta. Da? Și dacă știu cosinusul pe care, știu unghiul pe care îl face planul de secțiune cu planul bazei, dacă îl știu, da, atunci da, cosinusul unghiului respectiv mă interesează. Da. Nu mă interesează unghiul ca mărime în grade, ci valoarea cosinusului unghiului. Unghiului, nu după formula asta, cosinusul. Și eu n-am dat cu cosinusul unghiului. Da. Și ca să mă duc să am cu cosinusul unghiului, m-am dus într-o... luând un punct pe E prim, pe B și pe A, pe și în felul ăsta am văzut cosinus unghiului pe care îl face planul de secțiune cu planul bazei. Păi. Nu știu dacă am înțeles ei, că mâine tu problema rezolvată și vă treabă stai ca și nu știu să spun. Voi spuneți că n-ați făcut că nu? Mai rău mâine? Da, o facem mâine pe 32, ca să vedem dacă ei au înțeles. Da. Deci, da. Foarte important. La problema 32, problemul de 7 sisteme. Și la fel mai zice cu o furnică merge pe un drum de așa. Două ori, ce vă două ori și mai ușoară. Vă în furnică și vă în trebuie să ne... Nu, că noi facem mâna asta. Te rog, am luat scara circulară și te pun să te ajungi. Dar nu știu, dar nu poate scara. Sunteți într-o situație dificilă. Practic, da, ați văzut cum ați văzut, ați făcut cu ori, ați zis, care e volumul mai bun? Păi, o pun să calculez un profesor, asta matematic, ori. Asta e, practic, în momentul în care într-o filă, se întâmplă să ai etajul mare. Exact, faci calculul ăla. Trebuie să faci calculile astea. Sigur că da. Deci așa, nu se pot, ne apucăm așa de făcut acolo. Matematica la ce folosești? Exact. Merită matematica asta să-i acordăm un pic de atenție? Da. Nu poți să construiești o casă, nu poți să faci nimic. Un matematic care ne pui, e tot și trebuie ca să facem. Peste tot matematica. Da. Calcul foarte riguros, că nu știu, în pasul ăla. Facem o sinteză, domn profesor, că am lucrat astăzi foarte frumos. Da. Eu am înțeles, să știți, eu știu, sunt maximată. Da, dar nu-i coordonează de ei. Asta e soțului și soțului care vine de practic. Important este să nu știu, nu e important să știu, corect, domnul profesor. Asta e. Nu știu, Adi, când vii să-mi faci o scară, tu cu Miruna și cu Maria, toți trei, dacă vrei să scară acolo, voi eu ca să iei. Îți fie clar?
Vă descurcați. Da, voi crește să văd un copiii voștri cum o să urci. Dacă s-o descurcă. Poate de aventură. Ia să facem sinteză, vă rog. Am făcut așa. Cilindru. Deci, cilindru. În pasca la, îmi pregătesc. Recurente. Importante. Adică disc, rază, mare, laterală, volum, toate așa. Are laterală, are portală, volum. Da. Da, așa la elemente am făcut, așa. Elemente importante. Făceam problemele. La probleme am făcut tot volum, are laterală. La fiecare problemă și asta a fost cea mai interesantă problemă cu scara, domnul profesor. Da. Bă, s-a lăsat un telefon, toți creșteți în telefon. Ce probleme am făcut? Haideți un pic, uitați-vă și pe aici. Dar nu ne interesează. Acum e finalul. Da, da. E problema mea ce trebuie să scrieți. E ora 10, da. Nu-i mai interesează un problem. Deci, elemente are în totalul volum. Secțiuni. Hai, e fit de acolo. Secțiuni. Secțiunea. Unui cilindru după un plan. Ficam un cilindru după un plan ce face un unghi. Cu planul bazei. Area secțiunii lungimea apului secțiunii. Cam asta. La revedere, vă mulțumim că l-ați mai profanat. Vă dorim o seară plăcută cu aderare. Nu uitați de la ce se va abona la profanare. Se spune la tot neamul. La tot neamul. La revedere.